aplicație locală, ora locală și a revistei pentru copii, Tropoțel și Tropoțica. Aplauze foarte mari! Stimați maestri! În numele meu personal, în calitate de redactor al revistei Tropoțel și Tropoțica, Ștrop și Troba, și precum și a tuturor tropoțelor, celor câteva mii de tropoțeli, din Raionul Olodel și din Republică. Vă dorim sănătate, ani voinici înainte, să ne mai scrieți, să mai bucurați copiii și sufletele tuturor. Eu consider că dumneavoastră sunteți multiple campioni la multiple probe. În primul rând, dumneavoastră a scris cel mai mult, probabil, și cel mai bine proza pentru copii. Sunteți un campion din întregul, probabil. Al doilea moment ar fi că niciun alt scriitor sau rar scriitor de la noi s-ar bucura cu o bibliotecă atât de mare cum o aveți dumneavoastră la Elone. Și al doilea moment ar fi dumneavoastră primiți frumos o frumoasă vârstă de 80 de ani. Sunteți octogenar și vă dorim în aceeași atmosferă sau și mai tare să ne întâlnim și după 10 ani când te veți spune sau vom considera că sunteți nona aceea și așa mai departe. Și ca să nu vorbesc mult, vă citiu o poezie care se numește poezia asta nu altfel decât Cușma lui Bubuț. Cușma lui Bubuț lui Spiridon Vanghelie. L-a găsit iarna sub cușmă într-o zi pe la mes. I-a plăcut mătușii ierne băiețelul dintre ei ies. Fulgușor din patru vânturi s-au apropiat să-l vadă, au tot nins și cu încercul dea o parte de zăpadă. Mică omul cușmă-i mare, cam adâncă și cam lată, zice el cu supărare, este ochi-n pic, tată, dar păi mă ridic mă țâcă, ce nu știi cum să-ți opui? O de face tata vașnic și își cată de-ale lui. E, dar cușma e totuși bună, poate că am mărcuț un pic, că în ea de vrei să adună satul întreg, mare și mic. Iar sub cușme primăvară, de înfloare liniacul, zbur de mine pe afară. Și-a noi, e tot, e tot de iarnă, dar e cald, precum vedeți, unde e cușma lui Bubuță, niciodată.